Lăudat să fie Domnul nostru! E adevărat, El este Cel ce ne cunoaște numele și ne cunoaște pe fiecare. Și ne bucurăm să putem să știm adevărul acesta. Noi suntem copiii Lui, lăudat să fie numele Domnului! Haideți, iubiți dragi, frați și surori, să citim în Evanghelia după Marcu, la capitolul 5, vom începe cu versetul 21. Pagina în Biblie 967. Evanghelia după Marcu, începând cu capitolul 5, versetul 21. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui, el stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăciune stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergeau mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de hainele lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El s-a uitat de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa că ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevăr. Dar Iisus i-a zis, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Până aici citirea cuvântului, lăudat fie Domnul, vă invit să reocupați locurile. Pentru seara aceasta am un mesaj intitulat Îndrăznește la Domnul Iisus. Știți, în ultimele zile avem în mijlocul nostru un tânăr care, așa cum s-a spus și la eșelnița, din dorință de a-și purifica viața, de a se apropia de Dumnezeu, a pornit pe jos din Franța, a făcut 3 luni de zile până la noi și mai are încă 3000 de kilometri până în Ierusalim, acolo vrea să ajungă și Domnul l-a adus la noi, am spus să mai rămână și a mai rămas câteva zile cu noi, este încă în mijlocul nostru, Domnul să-l binecuvânteze pe Alex și să-l mântuiască. Ne rugăm ca Domnul să lucreze și să se facă de cunoscut vieții lui. Dacă îl caută, înseamnă că Dumnezeu se va face de cunoscut și vieții lui. Dragii mei, mi-am adus aminte când i-am cunoscut povestea de o întâmplare pe care am auzit-o și eu. Am avut un coleg la școala, la Institutul Teologic, și tatălui avea o poveste foarte asemănătoare cu a lui Alex. Când era tânăr și el a plecat spre India, tot așa pe jos, ca să caute adevărul, să caute pe Dumnezeu. Și n-a găsit nimic. Și se afla undeva într-o țară, nu mai țin bine exact minte unde se afla, și la un moment dat a ajuns să cerșească, a ajuns cerșător, și-a dat seama din punctul lui de vedere, și-a dat seama că nu există niciun Dumnezeu, că nu există nimic decât rău în lumea aceasta. Asta a fost concluzia lui. Merge mai bine acum? Asta a fost concluzia lui, că nu există Dumnezeu după drumul pe care l-a făcut. Într-o seară, era undeva în centru orașului și niște tineri îmbrăcați altfel, au început să cânte, au început să se ține de mâini și să se roage acolo în centrul orașului. Și omul acesta a mers la ei și a zis, dați-mi și mie ce ați folosit voi. Și tinerii nu au înțeles, la ce te referi? Dați-mi și mie substanța pe care voi ați folosit-o, că vreau și eu să fiu fericit ca voi. Și tinerii zic, păi noi n-am luat nicio substanță. Și au zis, n-are cum. Voi aveți așa o bucurie pe voi care n-are cum să fie naturală. Voi sigur v-ați drogat sau ați luat o substanță.
Și tinerii aceia au început să-i explice și să-i vorbească despre Domnul Iisus. Omul acesta a fost convins de Duhul lui Dumnezeu prin mesajul care l-a primit și în seara aceea a acceptat să facă o rugăciune cu acei tineri în care l-a invitat pe Domnul Iisus Hristos în viața lui. După ce tinerii l-au lăsat, omul acesta era în mintea lui convins că ceva s-a întâmplat în viața lui. S-a pus undeva pe trepte acolo în mijlocul orașului și a zis: Doamne, până acum ca să am ce mânca am cerșit. Dacă Tu ai devenit cu adevărat tatăl meu, așa cum m-am rugat, în seara aceasta, te rog, poartă-mi Tu de grijă. Și după ce a terminat rugăciunea, câteva minute mai târziu, un domn a venit și a zis: vreau să-ți ofer un sandwich. Tocmai îi luase un sandwich din ăla pregătit, bine pregătit, de la unul dintre magazinele care era în centru și în acel moment el a înțeles că cine îndrăznește la Dumnezeu, Dumnezeu se face de cunoscut. El a îndrăznit să pună semnul acesta și Dumnezeu i-a răspuns. Ceea ce aș vrea cu ajutorul Domnului să înțelegem în seara aceasta este că indiferent de situația în care noi ne aflăm, nu contează cine ești în seara aceasta, dacă îndrăznești prin credință să faci același gest pe care l-a făcut femeia aceasta, și anume să te atingi de poala hainei lui Iisus Hristos, să te atingi de Domnul prin credința ta, Dumnezeu va face diferența în viața ta. Dacă e nevoie de mântuire, Dumnezeu îți va da mântuire. Dacă e nevoie să fii ridicat sau vindecat sau eliberat, Dumnezeu va fi soluția ta în seara aceasta. Dacă te simți bine și zici: eu sunt bine cu Domnul, mă simt aproape cu Domnul, e bine, dragul meu, dacă în seara aceasta te atingi de Domnul Iisus Hristos, vei fi și mai înflăcărat și și mai bine lăudat să fie Domnul nostru, că rămâne soluția noastră. Întrebarea atunci este: ce ne oprește să primim binecuvântarea? Care sunt obstacolele care pot apărea în viața noastră ca noi să nu ne apropiem de Dumnezeu și să nu ne atingem prin credință de Domnul nostru în seara aceasta și să rămânem binecuvântați, dacă pot să spun așa, sau să rămânem la fel? Sunteți de acord cu mine că nu toți care am venit în seara aceasta aici vom pleca de aici binecuvântați. Depinde foarte mult de atitudinea noastră. Dacă nu ne luptăm în dorința noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu, e foarte probabil în timp ce predic eu, sau poate s-a întâmplat deja în timp ce frații au cântat, mintea ta să meargă în alte direcții. Și noi știm că ăsta nu e numai ceva din cauza oboselii. Da, poate să se întâmple lucrul acesta și din cauza faptului că suntem obosiți. Dar am învățat și fratele Darius, păstorul nostru, ne-a spus de atâtea ori, atunci când se ruga pentru acea tânără demonizată și Duhul din persoana aceea zicea: voi mă scoateți acum afară, dar eu am mulți prieteni. Și fratele Darius s-a întrebat: dar unde-s prietenii ăștia ai tăi? Și zicea Duhul acela, așa cum ne-a arătat și nouă de multe ori în vedenie Domnul: duhurile, prietenii mei, ziceau ei, sunt în bisericile voastre, stau acolo ca să le fure, să le fură concentrația oamenilor din biserică, ca nu cumva cuvântul să ajungă în inima lor și să aducă mântuire în viața lor. Depinde mult de atitudinea noastră. Dacă prin credință suntem convinși că Iisus este soluție pentru noi în seara aceasta, vom face tot ce ne stă în putință să ne atingem și noi de El. Vom îndrăzni la Domnul Iisus Hristos. Aș vrea în seara aceasta Domnul să înflăcăreze această dorință, să îndrăznim și să spunem: Doamne, eu cred în Tine, vreau să mă ating de Tine, cercetează-mă, iartă-mă, curățește-mă, eliberează-mă, mântuiește-mă, vindecă-mă, și Domnul își va face simțită prezența, lăudat să fie Domnul nostru. Care sunt obstacolele care ne pot împiedica? Primul punct din seara aceasta îl găsim în versetul 25-26, o să le recitesc. Cuvântul Domnului spune: și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțea nicio ușurare, ba încă era mai rău. Primul punct am pus ca și titlu: uriașul din viața noastră sau din fața noastră, sau muntele care ne stă înainte. Un lucru care ne împiedică să credem puternic că Dumnezeu poate să facă diferența în viața noastră. În cazul acestei femei, nu era un uriaș oarecare, nu era doar un simplu munte. De 12 ani avea o boală în trup care îi făcea viața un chin.
Să știți că să ai pe vremea aceea o scurgere era ceva groaznic și din punct de vedere trupesc, și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere social. Toate domeniile vieții acestei femei erau afectate de boala aceasta. Exact cum poate să afecteze viața noastră păcatul. Și păcatul, când noi trăim în el și trăim în păcat, atunci păcatul nu numai că afectează viața noastră, ne afectează relația cu Dumnezeu și ne afectează cu cei din jurul nostru, din punct de vedere social. Exact așa era și boala în viața acestei femei. De 12 ani, ea nu putea să intre în templu pentru că, din punct de vedere al legii, era necurată. Asta înseamnă că nici măcar nu putea să aibă o meserie normală în societate de atunci, pentru că oamenii trebuia să stea departe de ei. Dacă un om se atingea de ea, trebuia să meargă până la apă sărată sau până la o apă în care să se scufunde cu tot cu haine ca el să nu fie necurat. Și trebuia să facă în ziua în care s-a întâmplat, dacă mai aștepta încă o zi, ceea ce trebuia să facă ca să fie purificat era mult mai lung, trebuia mai multe zile. Dacă cineva se atingea de ea, era considerat necurat. Și asta ne dă de înțeles că n-a avut o viață ușoară. Pe lângă că i-a ducea suferință, pe lângă că în societate nu mai avea loc, din punct de vedere a Bibliei, ea nu putea să intre în templu, să se bucure de slujbele care aveau loc în templu, care era singura metodă pe vremea aceea în care omul putea să intre în contact cu Dumnezeu, pentru că în mintea oamenilor și în priceperea lor, ei știau că acolo se prezintă Dumnezeu. Noi știm că astăzi Dumnezeu se prezintă acolo unde doi sau trei sunt prezenți în numele Lui. Și știm asta pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a spus că adevărații închinători se vor închina în duh și în adevăr. Nu vreun munte, nu vreun templu, nu vreo biserică specială, ci acolo unde oamenii prin credință se vor apropia de Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul nostru! E bine, dragii mei, spuneam că exact ca și boala aceasta, poate să fie și păcatul. Și păcatul poate să fie acel obstacol care să ne împiedice ca să îndrăznim la Dumnezeu. Păcatul poate să fie acel lucru care nu ne permite să beneficiem de acea binecuvântare de care v-am spus la început, că am putea să o obținem în seara aceasta. Eu cred că ziua specială ne-o putem face noi, nu o face Dumnezeu. În funcție de credința noastră, sunt momente în viață în care m-am rugat și am zis, Doamne, vreau să rezolv lucrul acesta, tânjesc de atâta timp să se rezolve. Și a venit ziua aceea specială, dar n-a fost ceva deosebit. Efectiv, în momentul acela, Dumnezeu a întărit credința mea și sunt convins că s-a întâmplat și în viața ta, Dumnezeu a întărit credința ta într-un moment anume și ai spus, Doamne, eu cred că Tu poți. Și Domnul și-a făcut numele de slavă. Aveam 19 ani. Și după ce cineva mi-a vorbit că Dumnezeu vrea să ne dea un dar bun tuturor celor care îl cere, pentru că El ne iubește și ne acceptă așa cum suntem, m-am ridicat de pe bancă și am spus, eram așa la o întâlnire de tineret, am spus, haideți să ne rugăm pentru că eu cred că Dumnezeu mă botează și pe mine cu Duhul Sfânt. Și în acea seară, după 5 minute de rugăciune, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Repet lucrul acesta. N-am avut niciun merit, pentru că în alea 5 minute am fost plin de frici. Oare îmi dă? Oare cum va fi? Ce va fi? Ce se va întâmpla? Dar Dumnezeu mi-a onorat credința și m-aș bucura în seara aceasta să o onoreze și pe a ta, drag ascultător. Pentru că, într-adevăr, El este soluția noastră. Lăudați să fie numele Lui. De aceea, haideți să îndrăznim. Să îndrăznim să mergem la Domnul Iisus Hristos. Și putem să mergem la Domnul Iisus Hristos doar dacă învățăm să ne identificăm cu ceea ce El a făcut pentru noi și cu ceea ce El a făcut în noi, și anume, El ne numește copiii Lui. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața ca noi să fim învredniciți, să ne putem apropia de Tatăl. Deci când noi ne rugăm, nu pe baza meritelor noastre, pentru că nu există lucrul acesta, niciun om nu poate să se bată cu pumnul în piept să spună eu sunt bun, alții sunt răi, mi-e sigur Dumnezeu mi-ascultă rugăciunea. Rugăciunea noastră va fi ascultată atunci când noi vom crede că în Iisus Hristos ele sunt ascultate. Este scris, Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor la un moment dat, tot ce veți cere Tatălui
în numele meu, Tatăl de sus vi-l va da. De aceea noi atunci când ne rugăm, ne rugăm Tatălui și spunem, Tată, venim înaintea Ta în numele Lui Iisus. Spunem lucrul acesta ca să ne aducem aminte și să fie convinsă credința noastră și mintea noastră că niciodată n-am meritat, dar Domnul ne-a arătat mare har, lăudat să fie numele Lui. Fraților, nu putem să ne identificăm cu păcatul, chiar dacă suntem slabi și păcătuim. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, pentru că la orșiva lucrul ăsta nu se întâmplă. Unul dintre primele lucruri pe care le-am învățat când am venit aici. Am fost în biserici în care atunci când mergea vreun frate la amvon să îndemne la rugăciune, spunea fraților, haideți să mergem să ne cerem iertare Domnului pentru că e cu neputință să nu fii păcătuit. Ca și cum e normal să fii păcătos. Ca și cum asta suntem noi și doar atât. Dar noi nu vrem să ne identificăm cu păcatul, noi vrem să ne identificăm cu biruința pe care o avem în Hristos. E adevărat, avem eșecuri, dar noi credem că Domnul ne poate ridica cu mână tare și noi credem că El ne poate ține pe stâncă, lăudat să fie Domnul nostru. De aceea niciodată nu vom predica de aici și vom spune că e normal, fraților, să păcătuim. Nu e normal, e normal să credem că Dumnezeu ne ține pe stâncă și în funcție de credința noastră, noi vom avea biruință. Sunt eșecuri și secretul succesului este ca omul să învețe ca niciodată să nu se dea bătut. Mai ales atunci când începi viața ta de pocăință, la început. Sunt lucruri care se întorc în viața ta din trecutul tău, ispite, avem fiecare, avem așa puncte slabe. Exact ca și cum am fi la un meci de box și adversarul nostru știe că avem o coastă ruptă, cu siguranță numai acolo va lovi ca să ne doboare, așa face și diavolul. Și avem slăbiciuni și unele lucruri în viața noastră, e nevoie de timp și mai ales e nevoie să fim perseverenți, adică e nevoie să insistăm, să nu ne dăm bătut, să ne luptăm. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Am vorbit cu cineva care spunea, frate Cosmin, mă desparte de biruință țigara, nici cum mă lupt, încerc, dar nu reușesc să birui cu țigara. Stau 2 săptămâni fără și după aceea cad în țigară și l-am întrebat, nu te supăra, dar atunci când ești ispitit și cazi, în ziua aia, câte țigări fumezi? Păi după ce am căzut odată, ziua aia fumez tot pachetul și după aia mă pocăiesc a doua zi. Sau dacă nu, câteodată mi-e rușine că am căzut și mai stau 3 zile. Și când îmi dau seama că fără Dumnezeu mi-e rău de tot, mă întorc și Domnul mă iartă. Dar nu-mi place că am slăbiciunea aceasta. Și am spus un lucru. Cât timp te vei lupta, vei vedea că Dumnezeu te va întări și vei fi tot mai biruitor în ispita aceasta. Dar fă un lucru. Când ești ispitit și fumezi o țigară, după ce ai fumat-o pe aia, pocăiește-te, aruncă pachetul și spune, Doamne, nu mai am nevoie de lucrul ăsta, mă pocăiesc, vreau să scap. Și nu întări firea ta pământească și nici nu alimenta duhul acela care stă în spatele țigării. Dă o parte și va slăbi în viața ta. Când am fost la eșelnița, fratele Daniel ne făcea un exemplu foarte frumos, o ilustrație, a chemat-o pe fetița lui în față pe Lois, voi o cunoașteți și a făcut un exemplu. A zis că în funcție de cel pe care noi îl vom întări, acela va birui. Și a zis, imaginați-vă că Lois îi partea duhovnicească care locuiește în noi și eu sunt partea firească. Și a zis, Lois, împinge-mă. Și bineînțeles că copila nu a putut să-l împingă. Și după aceea a împins-o el pe Lois. Și a zis, ce ziceți? Nu e așa că dacă alimentăm firea noastră pământească, nu e așa că nu vom reuși să rămânem biruitori, dar dacă ne concentrăm, în loc să luptăm cu luptele pe care le avem, în loc să privim mereu spre munte, în loc să fim mereu acolo cu o problemă care ni se pare că ne desparte de Dumnezeu, să privim spre Domnul, pentru că așa spune și Psalmul, îmi voi ridica privirea, la cine îmi va veni ajutorul? De la Domnul care îmi dă izbândă, nu? Ei bine, în loc să ne focusăm pe lupta care ne stă înainte, haideți să alimentăm omul nostru dinăuntru. Haideți să căutăm pe Dumnezeu. Haideți să lăsăm pe El să ne întărească. Haideți să fim oameni ai rugăciunii. Haideți să fim oameni care iubește cuvântul. Haideți să fim oameni care postesc. Și omul nostru dinăuntru se va întări prin Duhul Domnului nostru și vom fi mai tari. Și ispita nu va veni așa de ușor ca să ne doboare. Îmi place așa de mult, este lucru care m-a ajutat să am cele mai mari biruințe în viața mea, exemplul acesta pe care vreau să vi-l dau.
La un moment dat, cineva mi-a spus așa de simplu, a zis, Cosmin, tu ești ca și un pom care parcă se forțează să facă mere, să facă roade. Dar o să vină naturale, tu trebuie doar să te asiguri că lumina de la Hristos vine ca să-ți dea putere să faci roade bune și le vei face. Deci tu asigură-te că primești lumină și ziceai persoana respectivă când într-o încăpere este întuneric. O zic, tu deschizi geamurile și începi să te agiți, faci din mâini să iasă întunericul din încăpere? Și nu, tu aprinzi becul. Ei bine, adu lumina în viața ta, Iisus e lumina ta, apropie-te de El și ce întuneric va piri din viața ta. Și m-am bucurat de gestul acest pentru că am înțeles că eu nu trebuie să stau toată ziua să-mi spun să nu mint, să nu mint, să nu fur, să nu fur, sau să spun nu vreau să fumez, nu vreau să fumez. Mi-am dat seama că mintea mea trebuie doar antrenată să spună am nevoie de cuvânt, am nevoie de Dumnezeu, vreau să mă rog, vreau să citesc, voi fi biruitor dacă voi citi. Și mi-am dat seama, dragii mei, că uriașul dispare pentru că femeia aceasta, deși avea această problemă, ea nu a lăsat ca acest obstacol, care era de 12 ani în viața ei, care a adus atâta suferință, care o despărțea de oamenii din jurul ei, care o despărțea de Dumnezeu, nu i-a dat motiv ca să spună gata, nu se mai poate face nimic. La un moment dat, versetul 27 și versetul 28, a auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de hainele ei, de hainele lui, căci zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de hainele lui, mă voi tămădui. Ce frumoasă credință! Dragii mei, noi avem o astfel de credință când venim la casa Domnului. Câteodată mie mi se pare că noi ne obișnim cu binele. Și când ne merge rău, ne dăm seama de ce am avut. Cel mai clasic exemplu e momentul în care mi-am dat seama cât de bun e iaurtul. Vi l-am mai spus vreodată? Niciodată nu mi-a plăcut iaurtul, nici acum nu-mi place. Dar am fost 3 ani de zile la italieni, la Institutul Teologic la Roma, mâncam paste de 2 ori pe zi, și la prânz și seara. Și nu ne dădea niciodată iaurt. Și bucuria mea era că sâmbăta, dimineața îmi cumpăram, avea zi liberă, îmi cumpăram un iaurt, îmi dădea voie soția directorului să mi-l pun în frigider acolo în bucătărie și seara îl mâncam și mi se părea cel mai deosebit lucru. Și când am mers acasă, mi-am dat seama că eu întotdeauna aveam iaurt în frigider și niciodată nu mă atingeam de el. De ce spun lucrul acesta? Știți ce har este pentru biserica noastră să auzim că în 2023 Dumnezeu eliberează? Vă dați seama și realizăm noi ce lucruri mari se întâmplă în mijlocul nostru, mulțumită Domnului. Știți că în Oltenia, în general, nu se opăcăiește nimeni niciodată și totuși în 8 ani de zile, la Orșova și unde slujim noi, suntem numărați undeva la 250 de membri în 8 ani de zile, oameni care s-au pocăit și s-au întors la Dumnezeu. Și asta nu pentru că suntem noi nu știu ce special. Dumnezeu e bun și e prezent în mijlocul nostru. Câți dintre dumneavoastră n-ați avut experiență, ați venit poate cu cârja la rugăciune, ați venit cu o boală în trup și Dumnezeu s-a atins de dumneavoastră? Câți dintre dumneavoastră n-ați văzut oameni pe care i-ați cunoscut aici în Orșova și a zis omul ăla niciodată nu se va pocăi și l-ați văzut în ani albe în apa botezului? Dumnezeu face lucruri mari și n-aș vrea să ne obișnim cu ele. Aș vrea să îndrăznim și să spunem, Doamne, eu cred. Că chiar și în seara aceasta nu-i nici fratele Perijoc, nici fratele Teo, nici fratele Darius, nu-i nici un păstor, doar fratele Diacon Marian și Cosmin, dar și dacă-s doar ei și nu este niciun păstor, eu știu că tu ești prezent și dacă tu ești prezent, tu mă poți mântui, tu mă poți vindeca, tu mă poți elibera, tu mă poți ridica, pentru că tu ești viu în vecii vecilor, lăudat să fie Domnul nostru. Și când credința noastră e în felul acesta, când reușim parcă cu ochii credinței să-L vedem clar, că e prezent aici și mergem sincer cu neputința noastră, poate de un an, de 2, de 12, nu contează. El rămâne soluția. Simpli noștri pași prin rugăciune. Când spunem, Doamne, atinge-te și de mine. Eu cred că Tu te poți atinge și de mine. Dumnezeu ne va da biruință. Eu cred din toată inima lucrul acesta. Cred că Domnul Iisus Hristos e prezent. Cred că El poate totul, știu că e singurul care poate transforma. N-aveți idee cât de mult o trebuie Dumnezeu să schimbe mintea mea. La câți oameni m-am uitat și am zis, e pe ea împietrit, niciodată nu se va pocăi. Și Dumnezeu, spre uimirea mea, l-a schimbat, parcă l-a făcut dintr-un leu în mielușel și am zis, lăudat să fie Domnul. Niciodată când vine cineva, oricât de legat este, oricât de păcătos este, nici măcar nu mai am, cum să vă zic, în minte să
mir de păcatele și urăciunile care le fac oamenii, pentru că eu știu că sângele lui Iisus Hristos curățește orice păcat. Lăudat să fie Domnul nostru! Atât de bucuros sunt că Domnul mi-a dat har să fiu aici la Orșova și să fiu contemporan cu voi, dacă pot să spun așa, pentru că trăim lucrurile mari ale lui Dumnezeu, pentru că El e prezent în mijlocul nostru. De aceea îndrăznește, beneficiază în seara aceasta. E aici, cere-i vindecare, cere-i eliberare și vino și spune bisericii: am ales să cred în Domnul și Domnul mi-a onorat credința. Nu lăsa ca uriașul din viața ta să te împiedice. Al doilea obstacol pe care această femeie l-a întâlnit a fost credința și speranța din inima ei. Am citit acele două versete din 27 și 28, când spunea că a mers prin spatele lui și zicea: mă voi atinge de haina lui, pentru că doar dacă mă ating, dacă, e simplu, o zizia, și numai de haina lui, dacă mă ating, voi fi tămăduită. Avea o credință foarte frumoasă. Și întrebarea mea, cum este credința noastră azi? Pentru că asta poate fi o problemă. Pentru că în inima noastră, în loc să fie credință, în seara aceasta ar putea să fie necredință. Și ea putea să aibă motivul acesta, nu l-a avut. Dar ați văzut cum începe pasajul? Cine a mers mai întâi la Domnul Iisus Hristos? Iair, nu? Un om important. Probabil cel mai important din localitatea aceea. S-a pus așa la picioarele lui Iisus și a zis: nu, ajută-mă pe mine. Putea să zică femeia aceasta: n-are timp, Domnul, pentru mine. Merge la Iair, e un om important. Dar nu a spus lucrul acesta. A zis: doar dacă mă ating de el. Pe mine nu mă știe nimeni, nici măcar nu-i știm numele, nici în ziua de azi. Nu mă știe nimeni. Dar El mă poate vindeca. Avea credință. Vedem că femeia aceasta n-a lăsat necredința să o oprească. Vedem că nu a lăsat nici măcar ca descurajarea. Am citit versetul 25 și 26, spune că de 12 ani s-a dus la doctori și nu numai că nu au reușit să o ajute, situația ei a mers din rău în mai rău. E un lucru atât de groaznic, să ai așa o problemă în viața ta și deși te lupți, deși dai toți banii tăi, să vezi că în loc să meargă spre bine, parcă merge tot mai rău. Groaznic. Nu poți să nu fii afectat. Nu poți să spui: eu încă cred. Sunt puternici oamenii care spun: eu încă cred, deși e groaznic de atâta vreme, eu încă cred. Cei mai mulți la un moment dat se descurajează. Chiar dacă le spui: Domnul te va binecuvânta, rămâne așa cu o lacrimă în ochi. Și spun: facă-se voia Domnului. Nu e ușor câteodată. Sunt situații care aduc descurajare, dar nici necredința, nici descurajarea nu trebuie să oprească credința ta în seara aceasta. Este o expresie în Italia, atunci când te dai bătut, se spune să nu arunci niciodată prosopul. De ce se spune așa? Pentru că în box, când antrenorul își dă seama că propriul lui sportiv e în pericol de viață și nu se dă bătut, adică nu se lasă trântit la pământ, poate să arunce prosopul și cu gestul acesta să încheie meciul, pentru că el crede că e prea periculos pentru sportivul lui și poate pierde viața sau poate să nu mai poată boxa niciodată. Și cu gestul acela, de fapt, el declară: ne dăm bătuți, nu mai există soluție. Oricât de mult se luptă acel sportiv și încearcă să rămână în picioare, când aruncă antrenorul prosopul, înseamnă că s-a terminat. Aș vrea în seara aceasta să încurajez pe cei ce în viața lor s-au dat bătuți și au zis: în domeniul acela nu se mai poate face nimic. Să știți că se poate ajunge la punctul acela. Se poate ajunge atunci când te lupți cu poftele din jurul tău. Ai încercat de atâtea ori să scapi și la un moment dat n-ai reușit și ai zis: nu mai văd posibil. Nu contează care-i viciu. Eu pot să tot spun că e țigara, dar nu numai țigara ne poate robi. Poate fi și pornografia, poate fi și minciuna, și bârfa, și o grămadă de alte lucruri. Și lucrul acesta, la un moment dat, ne obișnuim și spunem: nu pot, am încercat, nu pot. Și aruncăm cumva prosopul, ne dăm bătuși și zicem: nu se poate. Aș vrea în seara aceasta să ne întărim credința noastră, privind spre Domnul nostru, nu spre falimentul nostru, și să spunem: cred că Domnul poate. Și când vom avea curajul să spunem lucrul acesta, doar acel gest, doar să te atingi de el, și eu și cu tine în seara aceasta, noi ne putem atinge de Domnul. Pentru că toate lucrurile acestea le-a făcut posibile Domnul nostru când și-a dat viața pentru noi. Domnul a deschis drumul. Niciunul n-am fost vreodată vrednici, nici măcar unul.
Nu, niciodată să nu vă lăsați înșelați de lucrul ăsta, pentru că știu că de multe ori în mijlocul nostru sunt oameni care nu mai citesc Biblia pentru că diavolul le spune: am citit mai de mult, dar n-am mai citit de mult și nu mă simt acceptată de Domnul sau acceptat de Domnul. Mi-e rușine. Nu m-am mai rugat de mult, mi-e rușine. Ce zice Domnul despre mine? Va spune ce a spus mereu: te iubesc cu o dragoste veșnică, pentru că niciodată n-ai meritat. Și faptul că citești Biblia, faptul că te rogi, faptul că te lupți să rămâi în picioare, nu-i faci Domnului o favoare, ci tu te întărești ca diavolul să nu mai aibă putere în viața ta și ca Dumnezeu să se vadă tot mai clar și tot mai limpede în viața ta. Pentru că Domnul nu renunță la noi. Noi putem renunța la El și în momentul acela putem să pierdem mântuirea noastră, dar Domnul ne învață să fim perseverenți, ne învață să ne ridicăm, ne învață să luptăm și să spunem: chiar dacă de atâta timp, chiar dacă așa puternică e necredința în viața mea, în seara aceasta aleg să cred că Dumnezeu poate face diferența și în viața mea. Și oamenii care au curajul acesta vor vedea slava lui Dumnezeu. Am citit despre John Wesley, el a fost cel care a înființat cultul acesta a metodiștilor și a fost un om al lui Dumnezeu. Deși a venit dintr-un fel de biserică ca și cea catolică, anglicană, și se predica mântuirea prin fapte și nu prin har, la un moment dat, citind Biblia cu alți tineri cu care el s-a unit într-un, și-au făcut ei un club, așa spunea, Clubul Sfinților. Asta pentru că posteau câteva zile pe săptămână, undeva la 4 sau 5 zile pe săptămână și citeau și se rugau non-stop, deci nu erau mândri, chiar își meritau numele ăla. Erau plini de râvnă pentru Dumnezeu și când a citit Biblia la un moment dat, a înțeles că mântuirea nu e prin fapte, mântuirea e prin credință și prin har în Domnul Iisus Hristos. Problema lui e că înțelegea în inima lui că încă n-a realizat acea naștere din nou, deși predica lucrul acesta că mântuirea e prin har, prin credință, nu simțea mântuirea. Nu simțea că Domnul l-a transformat. Nu simțea acea întâlnire cu Dumnezeu. Și din întâmplare, când mergea spre Statele Unite, a nimerit pe o navă în care s-a întâlnit cu o grupare care erau ca și pentecostali din ziua de azi, oameni care au experimentat coborârea Duhului Sfânt și nașterea din nou prin Duhul lui Dumnezeu și prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și a început să vorbească cu oamenii aceștia și cu lacrimi în ochi îi spunea la unul dintre oameni care îi vorbea de ce a realizat el, că a realizat mântuirea prin credință. Nu pe meritele lui, ci prin faptul că Iisus și-a dat viața pentru el. Cu lacrimi în ochi zicea: știu și eu adevărul ăsta, dar parcă nu reușesc să-l cred și nu reușesc să-l realizez. Și omul acela i-a dat un sfat foarte simplu și foarte fain. I-a zis: Wesley, predică mântuirea prin credință și prin har până vei ajunge să o crezi și tu. Și așa a făcut. Au trecut, nu știu, poate, mi se pare că au trecut câțiva ani. Dar în final, predicând, nu vi se pare culmea, nu? Un om care era convins că e pierdut, știa că îi lipsește pasul acela, predica mulțimii și oamenii îl primeau pe Hristos și erau mântuiți. Și el rămânea nemântuit. Ceva îl bloca. Nu putea să creadă din toată inima că e așa simplu să primești mântuirea. Doar să crezi. Iisus Hristos a murit pentru mine, a murit pentru tine, a murit ca noi să primim viață, ca noi să fim răscumpărați, ca noi să putem ajunge în fața Tatălui și când ne vom ruga să primim ajutorul din partea Lui, nu pe meritul nostru, prin meritele Lui Iisus Hristos. Și omul acesta, ani de zile, predica lucrul acesta, dar nu-l realiza, nu putea nici cum, al bloca ceva. Și avem așa o mărturie istorică în care cu bucurie, la un moment dat, fratele lui Charles Wesley, care a scris o grămadă de cântări pe care și noi le cântăm în ziua de azi, i-a spus fratelui său John: eu am realizat mântuirea aceea. Cred în Iisus Hristos ca Domn și Salvator și cred că prin meritele Lui sunt mântuit. Și la fel cum Charles i-a scris după câtva timp și John Wesley, i-a trimis o scrisoare și a zis: a venit ziua Harului și pentru mine. M-am lăsat copleșit de prezența lui Dumnezeu și am ales să cred că nu pe meritele mele pot să fiu ceva înaintea lui Dumnezeu, ci doar prin meritele lui Hristos. Și ceva s-a schimbat în el. A simțit, deși v-am spus, era mai sfânt și avea o umblare mai sfântă ca mulți din lumea asta, doar prin ceea ce făcea, prin faptul că se punea deoparte pentru Dumnezeu, prin cărțile care le citea, prin rugăciunile pe care le făcea, era foarte zelos
în ceea ce făcea pentru Dumnezeu, dar nu era suficient. Trebuia credința lui să fie purificată și trebuia credința lui să fie în Dumnezeu. Pentru că doar credința în Iisus te poate mântui. De aceea, te îndemn în seara aceasta, îndrăznește la Iisus și scoate afară și descurajarea, scoate afară și necredința și niciodată nu te da bătut. Cere Domnului și Domnul te va binecuvânta. Am întrebat pe prietenul meu, Samuele, el e misionar în Africa și îl folosește foarte mult Domnul prin vindecări. Am participat și eu și am rămas uimit la început, nu mi-a plăcut, dar mi-am dat seama că trebuie să recunosc că lucrarea e de la Domnul. Când eram pe pandemie, m-au invitat să particip la o slujbă unde au predicat în italiană și eram pe Zoom, pe telefon. Eu mă uitam de pe telefon, îl vedeam cum predică și la un moment dat o termina predica și au zis: dragii mei, haideți să închidem ochii, Domnul mi-arată că vrea să lucreze. Și au început să zică: mi-arată Domnul că pe un frate îl doare aici, spatele, în numele lui Iisus Hristos ești vindecat, Domnul te vindecă. Și după aia au mai zis încă una și încă una și am zis: bă, exagerat, Domnul face minuni și pe Zoom, acum cum e treaba asta? Și a doua zi mi-a trimis o grămadă de mesaje audio în care frații ziceau cu gura lor: frate Samuele, exact cum ai spus, tu ai avut problema mea și Domnul s-a atins de mine când ai spus lucrul acela. Exact cum ai spus tu și mai mult, la un moment dat a predicat bisericii mele din Italia, tot așa pe italiană l-a tradus cineva și două verișoare de-a mele a spus că la un moment dat el a zis că o femeie care ascultă are o anumită problemă și a zis: Iisus Hristos te vindecă. Ele amândouă au avut credință și amândouă au fost vindecate pentru că fără să știe una de alta aveau aceleași probleme. Lăudat să fie Domnul nostru. Dar spun lucrul acesta pentru că după aceea l-am întrebat și am zis: Samuel, tu de unde știi când Dumnezeu va lucra? Când știi cu siguranță că Dumnezeu pe un om îl vindecă și pe unul nu îl vindecă? Și a zis: eu nu pun problema asta. Cât timp omul e în viață, înseamnă că voia Domnului eu să mă rog ca să fie vindecat. Dacă pleacă la cele veșnice sau nu îl vindecă, înseamnă că voia Domnului a fost altfel și o accept și într-un fel și în altul, nu contează. Și am zis, ce simplu, nu? Să ai o credință mereu activă, cât timp ai posibilitate să ceri, să crezi că Domnul îți poate da. Și dacă poate se va întâmpla ca toată viața să nu primești lucrul acela, cu siguranță Dumnezeu va ști să-ți vorbească de ce ți s-a întâmplat. Mi-aduc aminte de sora noastră, îmi scapă numele, care a plecat la cele veșnice. Vă aduceți aminte când a căzut aici în față pe scări? Și am mers cu David să o încurajăm, să o ajutăm și o rup și piciorul și s-o lovit și la gură, așa. Și când ne-am dus acolo să o încurajăm, spre surprinderea noastră, ne-a încurajat ea pe noi. Și a zis: fraților, eu știu de ce am pățit lucrul ăsta. Domnul s-a atins de mine și m-a cercetat pentru că în ultima vreme eu foarte mult l-am supărat cu nemulțumirile mele, cu cârtirile mele, cu gura și acum Domnul mi-a dat peste gură și m-am pocăit și așa de bine mă simt și am o pace în suflet și am zis: uite că Dumnezeu știe să vorbească oricărui om și știe cum să se lase de înțeles. Dragii mei, haideți să îndrăznim în seara aceasta. Cred că poate fi o seară specială pentru noi în seara aceasta. Cred că poate să fie o zi în care oamenii să realizeze acea mântuire pe care nu putea să o realizeze John Wesley. Cred că poate fi acea zi în care să cadă lanțuri prin simplu fapt că se vede clar acest minunat mântuitor, Domnul nostru Iisus Hristos. Haideți să îndrăznim, haideți să fim curajoși, să spunem: aleg să cred, Doamne, Tu poți să faci diferența în viața mea. Și în final, al treilea lucru, un al treilea obstacol care ne poate împiedica să primim binecuvântarea este o evaluare de sine greșită. Atunci când te uiți la tine și în loc să ai o părere echilibrată despre tine, mergi în excese. Sunt două excese, două extreme. Ori te vezi prea rău, ori te vezi prea bun. În niciunul dintre cazuri nu vei primi binecuvântare. Am auzit oameni care se băteau cu pumnul în piept și ziceau: eu, pe mine Domnul m-a scos de acolo, eu niciodată nu mă mai întorc, eu niciodată nu mai fac, eu sunt tare, eu sunt puternic. Și au căzut înapoi unii au fost acolo și căderea lor a fost mai mare ca cea din tâi. Pentru că s-au încrezut în ei și au fost mândri și au mers într-o extremă greșită. Alții, care Dumnezeu îi cercetează de fiecare dată când merg la casa Domnului, încurajează: te iubesc, vreau să te ridic, te-am iertat, te curățesc, te ajut și îi spun: eu nu merit. Pentru că foarte mulți, din cauza falimentului personal,
n-au putere să se ierte. N-au putere să treacă peste falimentul lor. Și atunci nu contează că Dumnezeu îi spune, te iert. El zice, eu nu mă pot ierta pe mine. Și nu primește iertarea pe care Dumnezeu i-a oferit-o. Mulți, din cauza că se văd mici, nevaloroși, din cauza că se văd, din cauza că sunt condamnați de ce au făcut și încă lasă condamnarea în viața lor, nu beneficiază de atingerea Domnului. Nu beneficiază de harul lui Dumnezeu. Cui credeți că i-a fost mai ușor să meargă la Iisus? I-a fost mai ușor lui Iair sau acestei femei? Lui Iair, așa-i? De ce? Pentru că Iair se simțea important. Zice, eu sunt fruntașul sinagogii, eu sunt cineva. Când mă duc, mă pun pe prima bancă. În general, oamenii care nu se văd așa, numai mărunți câteodată, ca și preșul, călcați de toți în picioare, se pun numai acolo pe ultimele bănci. Am un domnul să mă iertați-mă, dragii mei, cine v-a spus acolo, am dat un exemplu, dar așa, n-au curaj. Cât mai ascunși, cât mai micuți și mereu constrânși de gânduri, bombardați de diavolul, ce zic alții, ce gândesc frații, au auzit, mă vorbesc, mă fac. Și din cauza că e prea important ce zic alții, din cauza că nu reușesc să se ierte pe ei, din cauza că se văd prea micuți sau prea mândri, nu primesc binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Haideți să citim despre femeia aceasta. Vom citi în Luca, la capitolul 8, versetul 44 și versetul 47. E aceeași povestire, dar ne dă un detaliu în plus, că de-aia e frumoasă Biblia. Pentru că Biblia de multe ori repetă aceleași povestiri, dar cu mici detalii care ne dă un înțeles complet ce s-a întâmplat cu adevărat. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. De ce nu a mers în față și a zis, Doamne, ai milă și de mine? De ce nu a spus, Iisus, eu cred că Tu mă poți elibera și pe mine? De ce a făcut lucrul ăsta pe ascuns? Pentru că în inima ei deja se vedea prea măruntă, prea fără valoare. Și versetul 47. Femeia când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Priviți ce sentimente a avut femeia aceasta. În loc să fie bucuroasă, să spună, slăvit să fie Domnul, eu l-am atins și am fost vindecat. A venit tremurând și a zis, eu nu merit, eu am făcut-o. Eu mă văd așa, pentru că a crescut într-un context care toată lumea a spus ani de zile, tu ești necurată. Și numele ei, în seara aceasta, noi nu-l avem, dar ea așa se vedea, eu sunt necurată. Ție, ce nume ți-a pus diavolul? Sau poate cei din jurul tău? Care-i numele? Vreți să vă dau niște exemple? Numele meu, înainte să-l cunosc pe cel care mi l-a dat Domnul Iisus, a fost eu nu pot. Niciodată n-am crezut că o să pot să stau în fața dumneavoastră și să predic. N-aveți idee cât de mult am plâns și am tremurat, spunându-i, Doamne, eu nu pot să fac lucrul ăla. Poate să fie bețivul, poate să fie șmecherul, bătăușul, sau și care mai de care. Poate să fie o grămadă de lucruri. În satul din care se trage tatăl meu, este un om căruia îi se spune Satana și mai este încă unul căruia îi se spune Dracu. Credeți că li s-o dat numele ăla pentru că o fă bun? Sau li se spune așa pentru că o făcut ce nu trebuie? Ei bine, dragii mei, indiferent de numele pe care îl ai, Domnul Iisus Hristos, așa cum a primit-o pe femeia aceasta, m-a primit și pe mine și te primește și pe tine. Dar îndrăznește la Iisus. Nu te mai lăsa manipulat. Nu contează ce-o spus oamenii, că eu știu că se întâmplă și Domnul să se îndure de cine își permite să vorbească prea mult și să descurajeze pe cei micuți. Că Biblia spune că mai bine să-și pună o piatră la gât să arunce în apă, nu? Să, mai bine se dau morții decât să facă lucrul ăsta, că mai rău a fi pentru ei dacă nu se pocăiesc. Nu contează. Că ție-ți vine în cap, că ceilalți știu ce ai făcut și ție rușine, nu mai contează asta, contează tu să te întâlnești cu Mântuitorul tău pentru că El poate rezolva problema ta și problema mea. Nu mai contează ce spui tu. Nu contează că ție ți se pare că nu meriți.
că tu te vezi prea mic, că tu te vezi prea neputincios. Nu contează lucrul ăsta. Contează ce spune Dumnezeu și Biblia ne spune că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca niciunul să nu piară, ci tot să aibă viață veșnică. Deci Domnul are ultimul cuvânt. Că e ridicol, dragii mei, să credem că Cel ce stă pe tronul Universului și a creat toate lucrurile și mărețiile Universului acesta, de acolo de sus spune, te iert și tu cu micul tău pumn, ridici pumnul înaintea Domnului și zici, Doamne, nu merit, e ridicol. Ce spune El rămâne adevărat. Ce spunem noi trebuie să se zmerească și să spunem, Doamne, îți mulțumesc. Vreau să mă las iubit, vreau să mă las iertat. Și imediat ce faci lucrul ăsta, să te bucuri. Pentru că El a spus, te iert, te ridic, te vindec, lăudat să fie Domnul nostru. Un om al lui Dumnezeu spunea că copiii lui Dumnezeu nu umblă cu capul în pământ. Știți așa, să nu mă vadă nimeni. Mărunt, pentru că Domnul i-a dat demnitate. Dar nici cu nasul pe sus. Știți, cine ziua, așa, nu? Un om al lui Dumnezeu stă cu fruntea înainte, pentru că acum este copil de Dumnezeu, are demnitate și știe că nu prin meritele lui, prin Domnul Iisus Hristos. Noi cum umblăm? Am un prieten care mi-a spus că după cum umblă oamenii, poate să înțelege care e omul și poate să-i vândă orice. E un om foarte bogat și chiar știe, face business și am zis, da, explică-mi un pic. Și a zis, păi, de exemplu, oamenii care nu au bani, au zis, merg bătătorit, adică dau așa, că simt povara, sărăcie, o zis el, mi-a venit să râd. Și după aia o zis, oamenii care au bani parcă plutesc, umblă așa, cu pieptul sus. Și am zis, bă, să știi că chiar așa este. Aș vrea ca noi să umblăm altfel, în așa fel încât cei care ne văd să spună, El umblă cu Domnul Iisus Hristos. Am insistat așa de mult, am zis la Alex, am și pregătit mesajul să-l trimit la fratele Darius, eu aș vrea să stea un an de zile cu noi. Am zis, stai un an de zile cu noi, Domnul te mântuiește și mergi în Franța, faci revoluție spirituală acolo, în familia ta, în poporul tău. Pentru că, dragii mei, mi-am dat seama că Dumnezeu poate mântui pe oricine și Dumnezeu vrea să mântuiască pe oricine, indiferent de cât de adâncit este, doar omul trebuie să îndrăznească la Domnul Iisus. Cred din toată inima lucrul acesta și știu că va fi o seară specială în seara aceasta. Pentru că în primul și primul rând simt prezența lui Dumnezeu, simt bucuria lui, știu că e aici, știu că cunoaște, știu că de multe lucruri îți este rușine și sunt grave, știu că sunt grave, dar El le poate rezolva. Și pentru tine mesajul acesta, chiar dacă diavolul spune de atâtea ori că nu este, pentru că un alt lucru care ne împiedică să ne evaluăm corect este condamnarea de care nu reușim să scăpăm. Și așa de simplu este când privești în Scriptură și vezi că Duhul lui Dumnezeu nu mai vine să condamne, El convinge de păcat, El sublinează greșeala ta și spune pocăiește-te de ea, du-te, mărturisește-te, lasă-te de lucrul acela, întoarce-te la mine. Asta face Duhul lui Dumnezeu. În schimb, când orice voce care îți vine la nivelul minții te lasă fără speranță, zice pentru tine nu se mai poate pentru că tu ai făcut cu tare lucrul, asta e condamnare. Și nu vine de la Dumnezeu, vine de la diavolul. Și dragii mei, eu nu cred că ați fi bucuros să stați de vorbă cu diavolul. Eu n-aș fi bucuros să știu că eu stau la o masă și în scaunul din dreapta stă diavolul lângă mine. Eu aș căuta să plec sau i-aș spune lui numele Iisus Hristos să plece, că nu vreau să stau cu el. Și eu cred că așa îți dorești și tu. Ei bine, nici condamnarea nu mai accepta. Nu-ți mai accepta numele care ți l-a dat. Nu mai accepta. Ia numele pe care Iisus Hristos ți l-a oferit prin jertfa Lui. Poți să fii copilul Lui, poți să fii liber, poți să fii mântuit, poți să fii iertat. Și toate lucrurile acestea, dacă îndrăznești la Domnul Iisus. O evaluare corectă, Domnul să ne ajute, să ne vedem așa cum El dorește și așa cum e bine ca să ne vedem. Suntem oameni slabi, suntem oameni cu multe neputințe, dar suntem oamenii Domnului și El ne ajută, lăudat să fie Domnul nostru. Vă las un exemplu și mergem spre încheiere. Mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta, l-am auzit și eu, printr-un frate care ne-a slujit aici la Orșova și spunea el că o femeie a lui Dumnezeu, un proroc al lui Dumnezeu a mers la un mare preot catolic cu un mesaj din partea lui Dumnezeu. Și preotul ăla l-a oprit
Și a zis, în primul și în primul rând, dacă chiar e autentic ce vrei tu să-mi zici, eu vreau să pun la încercare că eu nu cred orice lucru. Și a zis, mai întâi vreau să pun o cerință. Du-te, roagă-te lui Dumnezeu tău și întreabă-L care sunt păcatele pe care eu tocmai acum câteva minute îi le-am mărturisit. Și vin o a doua zi și spune-mi-le, dacă sunt corecte, dacă sunt chiar alea care eu le-am mărturisit, voi asculta mesajul tău, dacă nu, nu ascult. Eu nu cred așa ceva. Și femeia aceasta a plecat acasă și a doua zi s-a îndreptat din nou cu aceeași râvnă spre preot și a zis, am venit să-ți dau răspuns. Și preotul zice, care sunt păcatele pe care le-am mărturisit ieri Domnului? Și a zis femeia, am întrebat pe Domnul și Domnul mi-a zis că nu-și mai aduce aminte de ele. Și a înțeles omul acesta că este iertat. A înțeles acum cum trebuie să se evalueze. Un om iertat prin harul lui Dumnezeu. O primi mesajul, nu mai știu cum o continua viața lui de acolo, dar Dumnezeu i-a vorbit omului acela. Și Dumnezeu ne vorbește și nouă în seara aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să vedem care sunt lucrurile care în seara aceasta ne pot împiedica de binecuvântarea pe care Hristos a pregătit-o pentru noi. Poate este un uriaș. Aș vrea să închizi ochii. Dacă există un uriaș, în mintea ta vreau să-i spui pe nume, să fie clar, asta mă împiedică. Dacă scap de asta, totul va fi bine. Vreau să scap de asta. Și acel uriaș, aș vrea să-l pui înaintea lui Dumnezeu și să crezi că deși e în viața ta, El te primește și El este Cel ce te poate ajuta. E singura ta șansă, singura ta speranță și singura mea speranță. Altă soluție nu este. El poate să facă lucrul acesta. Aș vrea să vedem cum este credința noastră, cu ce așteptări am venit aici. Cred eu și cu tine că Iisus Hristos e prezent aici. Dacă credem lucrul acesta, haide să îndrăznim la El și să spunem, Doamne, eu cred că Tu poți să-L mântuiești pe soțul meu. Eu cred că Tu te poți atinge de mine. Eu cred că mă poți vindeca pe mine. Eu cred că Tu mă poți elibera pe mine. Eu cred că Tu mă poți ierta pe mine. Eu cred că Tu mă poți face mai curajoasă, mai curajos. Nu-mi fie frică de oameni, să nu-mi fie frică de ce gândesc alții, să fiu un om în care să se vadă prezența lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, cum ne vedem astăzi? Pentru că dacă e neclar cine ești în seara aceasta, dă-mi voie să spun cu toată încrederea că din cer Dumnezeul Universului privește spre tine și spre mine și spune următorul lucru, te iubesc cu o dragoste veșnică. Așa cum ești, te primesc și vreau să te ajut în lupta și în călătoria ta pe pământ. Și când vom accepta adevărul acesta, când îi vom spune, da, Doamne, cred, sunt iubit de Tine, numele meu nu-i nu pot, numele meu nu-i necredinciosul, numele meu nu-i neputinciosul, numele meu mi-l dai Tu, mulțumită Domnului Iisus Hristos, eu sunt copilul Tău, atinge-Te de mine. Și când vom face lucrurile acestea, slava lui Dumnezeu se va coborâ în mijlocul nostru. Întotdeauna vom ști că e autentic ce s-a întâmplat în viața noastră, că e de la Domnul, atunci când în urma rugăciunii noastre vom avea pace. Pacea este lucru care ne indică faptul că Dumnezeu s-a atins și a lucrat. De aceea, luptă-te, îndrăznește, dă la o parte totul, până când intri acolo în prezența lui Dumnezeu și pacea Lui se coboară peste tine. Nu te lăsa, nu ne grăbim, este timp. Caută pacea lui Dumnezeu, caută prezența, atinge-L pe Domnul Iisus Hristos în seara aceasta cu mica ta credință, chiar dacă simți că n-ai valoare, nici femeia aceasta nu se simțea că are valoare. Simplu fapt că te vei ruga, că vei deschide buzele tale, că vei spune, Doamne, cred, simplu fapt că vei da la o parte orice lucru care stă în mintea ta în momentele acestea și îl vei vedea clar cu ochii credinței pe Dumnezeu, îți va da biruință în seara aceasta, indiferent de problema ta, ne rugăm lui Dumnezeu.